Astăzi, fraților, vom resimula cariera lui Kylian Mbappé pe Fece24. Și o să mă întrebați de ce resimulăm cariera lui, pentru că în momentul de față, Kylian Mbappé, de pe 1 iulie, nu va mai face parte din echipa celor de la PSG, unde a jucat foarte multe sezoane, este de peste șapte ani la echipă și, ei bine, acesta a decis să facă o schimbare. Toată lumea zice că merge la Real Madrid, din câte am înțeles, și a și cumpărat-o ca în Madrid, asta rămâne de văzut, dar astăzi vom lua cariera lui de la început și vom încerca să vedem dacă ar avea altă traiectorie în FC24. Scrie chiar și pe Transfer Market că acesta urmează să părăsească gruparea franceză și are cea mai mare cotă de pe Transfer Mart împreună cu Bellingham și Haaland Are niște cifre extraordinare, efectiv, 47 de meciuri, 44 de goluri și 10 asisturi, toate la 25 de ani și a avut și sezoane mai bune, iar după cum puteți puteți vedea acesta a debutat pentru Monaco la senior, fraților. Deci va trebui să începem totul de la AS Monaco, care nu este o echipă rea. Din punctul meu de vedere, e o echipă foarte bună în Franța. Și avem chiar aici statisticele lui Mbappé din 2016, FIFA 2016, fraților. Nu știu câți dintre voi știați că îl cheamă și Lotin. Pe atunci a valora 1 milion de euro, juca la Monaco, avea 65 overe, fraților, și 85 potențial. Avem aici și statisticile lui, bă, nu prea stătea bine, doar pe pei stătea bine, așa că hai să luăm aceste statistici și să le băgăm în FC24. Și bine, am ajuns la Monaco în primul rând pentru că asta ne interesa și este aproape cel mai slab jucător din această echipă, fraților. Are 65 overe, a scăzut minus 26 de puncte în overe, îi se duce contractul într-un an și așa sunt statisticile lui. Am încercat să... Am încercat ca să se asemene cât de mult posibil uh, Statisticile lui O oh, Are multe playstyle-uri, stați că renunțăm Și la ele, mai are doar Quickstep I-am lăsat Quickstep, sincer să fiu cu voi Nu l-am văzut și a rămas acolo A scăzut de la 91 La 65 Mi se pare cel mai mare Downgrade, costă 2 milioane de euro Și vom vedea cum se descurcă acesta La Semonaco, îi resimulăm Încă o dată cariera să vedem dacă Acesta schimbă cumva cariera Se duce direct la real, poate rămâne mai mult la Monaco. O să-i prelugim momentan, după aia o să dăm la ruletă. A, nu vrea. Vrea să plece. Ok. Deci vrea să plece după un an de la Monaco. O să vedem. Simulăm imediat, dar până atunci lăsați și voi un like dacă place această idee și vreți să mai vedeți idei șmechere pe FC24. Lasă-mi și un comentariu mai jos cu ce idei de episoade mai vrei să vezi. Și hai să simulăm până la finalul sezonului să vedem cum se descurcă Kilian Mbappé la 16 ani, fraților. Nu, 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 stai, stai, stai. Nu, pauză, 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 că eu am văzut ceva. Ce ne liniștește teribil. Ce se întâmplă? Kylian Mbappé la Dinamo. Mă, ce? De ce Dinamo aici? A, știți de ce, mă? Am făcut eu bătălia carierului cu Teo și rămăsese Mbappé la Dinamo, frate, și nu știam de unde să-l iau. Doamne, m-a speriat, am crezut că-l cumpără Dinamo. Nu, 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 nu. doi, uitați-vă și la bătălie ca e și șmecheră. Și se termină destul de repede primul sezon și hai să vedem mă, echipa cum arată bă, n-arată foarte bine. Mbappé crește doar 3 OVR-uri Știți ce am uitat să fac? Am uitat să-l bag la antrenamente. Greșeala la mea, dar are timp să mai crească. Mbappé cred că ar... What? Mbappé e gol getter. ce s-a întâmplat? Jucător de 68 overe e, e gol pentru AS Monaco la 17 ani. Dă și un asist. Dar ce s-a... știți ce s-a întâmplat? A plecat Benedere și mai era doar balogun ăsta, care nu e de bun, dar uite că Kylian Mbappé are un prim sezon Super, super tare Și totuși terminăm pe podium În Franța Lens pe 2, PSG-ul pe, pe, pe primul loc În cupă suntem eliminați De Toulouse și cam atâta Pentru că n-am fost într-o altă competiție europeană Îi expiră și contractul în Mbappé Acum să vedem unde va merge Acesta, chiar sunt foarte, foarte curios Și uitați-vă doar unde a ajuns Kylian Mbappé A ajuns la Arsenal Asta nu o vedeam venind Așa că va trebui să mergem în Premier League Poate chiar Kylian Mbappé va fi nou Thierry Henry Ar fi foarte mișto Semnăm cu Arsenal, echipa mea preferată din uh, Anglia Și o să fie foarte tare ce va face Mbappé acolo Hai să vedem și echipa Vezi că e o echipă foarte bună Bă, n-avem cel mai bun atacant Trebuie să recunosc Poate Jesus o să mai crească acolo puțin Sau cum ar fi să-l mutăm deja pe Mbappé pe, pe mijloc acesta la începutul carierei a jucat pe partea stânga, a jucat și pe dreapta, dar acum joacă în față. Uh, cred că... Putem să ne gândim să-l punem striker Plus că e Martinelli deja pe stânga Deci uh, cred că Kylian Mbappé Ar merge pe, pe striker 17 săptămâni Bă, nu durează atât de mult Îi dăm aici frumos pe striker și o să-i schimb Eu pe parcursul sezonului Hai să vedem ce vom face la Arsenal În sezonul cu numărul 2 Se termina al doilea sezon unde suntem Acum și la Arsenal Bă, n-arată cel mai extraordinar Echipa, dar ne interesează Cel mai și cel mai mult Kylian Ian Mbappé. N-a fost titular, asta este clar pentru că Jesus e mult mai high rated decât el, dar uite că se apropie. A crescut plus 5 OVR-uri, ajunge la 79, l-am schimbat și pe striker, a jucat 18 meciuri, 3 goluri, nu e atât de rău. 33 de goluri, Martinelli și Saka, vine și el cu 24. Ce am făcut în Premier League? Luăm Premier League-ul, primul trofeu aru Mbappé, fraților. Nu mă așteptam să luăm Premier league atât de repede. Ne fake up, suntem de Manchester United în Carabao tot de Manchester United. Și cum ar fi în Champions League tot de Manchester United? Ah, n-am fost în Champions League. Am fost în Europa League. Terminăm pe primul loc în Europa League. Trecem de Aston Villa, trecem de Milan și ne bate Porto în semifinale. Și Fenerbahce câștigă Europa. Finala tare aici a Barcelona cu Juventus în Champions League. Și cam atâta pentru acest sezon. Hai să-i dăm drumul cu sezonul cu numărul 3. Rămânem la Arsenal pentru că echipa arată foarte, foarte interesantă. Va pleca și Gabriel Jesus acest sezon. Deci Mbappe are cale liberă acolo în atac. Bă, și ce jucător are Arsenal. Am uitat de el, bă. Cătălin Cârjani aici la Arsenal. A venit de la împrumutul rapidului. Bă, și cred că Arsenal chiar are șanse să se bat acolo uh, în Champions League pentru trofeu. Ceea ce ar fi foarte tare pentru Mbappe, Pentru că Mbappe până acum n-a câștigat deloc Champions League-ul. Și se pare că avem prima finală de Champions League pentru Kylian Mbappe, Acesta a avut un acum psg ul acum va avea una cu Arsenalul. Echipa arată mai bine. Kylian Mbappe 83 over, deloc rău pentru francez. Nici banca de rezerve nu arată foarte, foarte rău. Înainte să-i dăm drumul la această finală, vreau să văd cum s-a descurcat Mbappe acest sezon și mai bine decât sezonul trecut. Dar fiind titular, 7 goluri, 4 asisturi e mult prea puțin pentru Kylian Se pare că e puțin eclipsat de colegi. De echipă, uitați-vă ce superstaruri Avem aici În schimb, ce am făcut în Premier League Locul 2 la un punct distanță De City Câștigăm și Community Shield-ul Ceea ce mă bucură foarte tare Iar Champions League-ul a fost Cu noi terminând pe primul loc În grupă, trecem de Lens Trecem de Bayern Munchen 4 la 1, băi frate Cine ar fi zis solist în ambele Meciuri pe Arsenal, și acasă Și în deplasare, 1 pe Arsenal Arsenal și după aia 2 Arsenal când am jucat în deplasare cu, cu Bayern Bă, sincer, nu mă așteptam nu e o echipă destul de bună Deci, sigur, avea o cotă super mică Arsenal să câștige ambele meciuri După aia trecem de Milan la penaltiuri Și avem Juventus versus Arsenal Bă, eu zic că ambele o să înscrie și peste 3 goluri 100% 100% o să fie Asta e echipa celor de la Juventus O echipă destul de solidă Deci, uh, vedea ce facem acest meci. Asta e echipa noastră și Kylian pe aproape să câștige Champions League-ul și câștigăm Champions League-ul, bă, la penaltiuri. Al doilea meci la penaltiuri, ia să vedem cum a fost. Am avut dreptate, deci ambele au înscris una, două, trei, patru goluri în timpul regulamentar. Deci, efectiv, trebuia să bag bilet pe așa ceva, frate, dar nu se poate pe FC24. În prelungire am înscris Jimenez și Saka și am câștigat la penaltiuri, fraților. Mamă, super! Primul sem... Champions câștigat de Mbappé. Și la 19 ani doar, deci mare are timp să mai câștige câteva. prelungi în contractul, bă, știi ce? Nu! Vreau o nouă provocare Mbappé, așa că va fi pus pe lista de transferuri. Nu prea se regăsește aici, ați văzut, nu prea dă goluri, sunt foarte multe vedete și cred că o echipă nouă îi va prinde foarte bine. Iar prima ofertă pentru Kylian Mbappé vine de la Real Madrid. Ho! ho. ok, fii atent. O condiție. Mergem la Real dacă nu au un atacant mai bun decât noi. Dacă au un atacant mai bun decât noi, nu mergem. Pentru că vreau să fiu titular, nu vreau să fiu rezervă, cum am fost la Arsenal în primul o sezon. Așa că hai să vedem ce echipă are Realul. U ne lau pe Mucoco, care s-ar putea să aibă mai mare potențial decât Mbappé, așa că nu. Din păcate nu merge la Real pentru că o să fie bătaie mult prea mare pe, pe, poziție. Prefer o echipă unde, unde Mbappé va juca constant. Încă o ofertă pentru Mbappé de la Wolfsburg. Ce naiba, nu. Încă o ofertă pentru Mbappé, ia să vedem de la Aston Villa și Crystal Palace. Wow, nu, nu. Ce naiba, frate. Ha, ofertă de la Monaco. Și o ofertă de la PSG. Mamă, cum ar fi să se duc acum la PSG? Bă, știi ce? Hai să mergem la PSG. Dacă în realitatea a fost, hai să meargă și pe acest experiment, să vedem uh, ce ar face la PSG, sunt curios și echipa are și PSG-ul. Și Mbappé pleacă, este vândut la PSG. Ne întoarcem înapoi în ligon. 1. Bă, și aparent uh, PSG-ul chiar are o echipă foarte bună. Are o echipă bună, au mai rămas pe aici a jucătorii și au mai crescut. Ia uite, Araujo, Donnarumma, Cancelo, Robertson. Bă, vezi că și echipa asta poate să câștige lejer Champions League-ul, așa zic. Pe lângă ce o să câștigă în cel mai probabil Liga Franței, hai să-i dăm drumul cu sezonul numărul 4. Sezonul 4 nu ave nicio urmă de Champions League, dar asta este, nu poți să câștigi de două ori la rând Champions League-ul. Mbappé de data aceasta 26 de goluri pentru Bros coi frate. 26 de goluri, deja nu mai crește atât de mult, dar uh, se simte prezența lui pe teren. Ar trebui să câștigăm și campionatul, zic eu. Da, 75 de puncte, locul 1, al treilea trofeu al Umba pe după Premier League și Champions League. Și a mai câștigat Community shield 12, deci al patrulea. Câștigăm aici al cincelea trofeu, Sham, uh, este cred că super cupa. Și începe, zic, terminăm pe locul 2 cu Borussia Dortmund. Aici o să fie dor de grupele astea pentru că sezonul următor nu o să mai fie așa o grupă, o să fie un campionat uh, și se joacă meciul random. Trecem de City și ne bate Realul. Cred că trebuia să mă duc la Real, sincer. Trebuia să mă duc la Real, dar am zis bă, hai să mă duc înapoi la, la francezi. Dar dacă băieții nu o să fac o treabă bună, o să plec sezonul următor. Practic, le mai dăm încă o șansă, să zicem, încă un sezon pentru, pentru această echipă. Se pare că suntem și nominalizați pentru balonul de aur din 2027. Hai să vedem vedem cine îl va câștiga. Nu cred că totuși Mbappé atât de rapid ar fi foarte ciudat. Și se pare că am pierdut cine a luat balonul. Nu cred că l-a luat Mbappé că mi-a arăta. Îmi, îmi, opre aici, dar nu știu, frate, se e, e greu să ți dai seama că e o anumită zi și nu nu știu când e ziua respectivă, dar oricum nu meritam balonul de aur. N-am luat nici Champions League-ul, n-am dat nici multe, mă rog, goluri am dat ok, dar n-a fost suficient. Hai să simulăm până la final că balonul nu e al nostru. Se termină și al doilea sezon cu PSG și oare ce a făcut Kili? ian Mbappé și ajunge la borna 91 deci, practic, ajunge la OVR-ul pe care îl are în realitate la 21 de ani. El în prezent are 25, e posibil să înceapă cu 24, în funcție de ce zi de naștere are. 30 de goluri, 2 asisturi, este foarte bine. Câștigăm din nou Liga Franței și acum e acum Champions League-ul. No. Terminăm totuși pe primul loc în grupă, trecem de Salzburg, trecem de Fiorentina, cine sparge Manchester City. Și o finală Juventus City, Juventus Party încă multe finale Dar cred că este momentul să plecăm de la uh, PSG Ne-a ajuns două sezoane, n-am câștigat în league -ul. Următoarea echipă Primim o primă ofertă de la Bayern Neverlusen A lui Xavi Alonso Băi, băi, ce sezon au avut în realitate Am acceptat fără... Mă jur că n-am vrut să accept Mă jur că n-am vrut să accept Voiam să dau... Ok, ce ne mai să mai zic acum? Sper să, sper să accepte. Bă, nu am vrut. Oh my god e prima dată când fac vreo greșeală de genul Spunem că n acceptăm bape Nu, te rog, te rog, spune că nu se duce Mai avem o ofertă oh, oh, de la Milan O oh, acceptăm Mamă 350 de milioane Gata am acceptat-o si asta Dar prima a fost de la Leverkusen Doamne să merge la Milan Hai Poate avem șanse la Milan. Nu, bă, bă, ce naiba. Încă o ofertă de la Newcastle. A, se pare că au refuzat și Milan și Leverkusen. Nu, 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 nu merge la Newcastle. Mamă, bă, ce oferte mari. De la Valencia. De unde are Valencia 250 de milioane să dea pe Mbappé? A fost și campionatul european. Nu m-am uitat ce a făcut Franța. A, Franța a fost eliminată de Germania. Deci nu luăm euro cu Mbappé. Încă o ofertă de la Juventus. 400 de milioane Mamă, what? Bro, nu accept Vreau la Juventus, că am văzut că E în continuu finale de, de Champions League, hai să vedem, mergem Bappe La Juventus sau nu? Nu s-a Înțeles cu Juventus și avem ofertă de la Arsenal Bă, știi ce? În momentul de față O să dau accept la orice Pentru că apare, nimeni nu-și permite Salariul lui Bape și nu mai poate să plece De la club. Ho, oh, ofertă și de la Atletico, băi, băi, de deci toate cluburile îl vor, îl vor pe Mbappé Dar nimeni nu are bani să, 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 să dea pe el pentru salariu Am mai primit și oferte de la Inter și Leipzig Nu știu, am acceptat pe toate Pentru că pe ziua a rămas fără jucători Dar se pare totuși că Mbappé se înțelege cu cei de la Inter Hai să mergem în Italia Deci am fost Anglia, acum Italia Am fost și prin Franța Ne mai lesește doar Spania e și Bundesliga Și întrebarea este cum vom juca? vom juca cu doi atacanți, Martine și Mbappé. Oh, Declan Rice, fostul nostru coleg de la Arsenal. Mă rog, foarte mult sunt plecați la naționale. Momentan nu putem să facem uh, foarte mult din echipă. Cancelo, și cu el am fost uh, colegi. Ce tare! Și vedeți că n-am făcut o echipă de logre la Inter. Uitați-vă cum arată echipa lui Inter. Mbappé în față cu Martine, Soboslai în mijloc cu Rice, Bastoni, Gertruida, Dumfries și Di Marco, Simon în, 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 în poartă, da, echipa asta chiar are potențial să câștige acolo Champions League-ul Eu așa zic Haideți să-i dăm drumul la sezonul ăsta Să vedem cum o să meargă Țin primul sezon și pentru un bape în Serie A Și poate chiar va lua balonul Și balonul de aur este luat uh, tot în Serie A De Rafa Leao de la AC Milan Bă, mișto sincer Nu mă așteptam să ia Rafa Leao Sunt jucători parcă cu nume mai sonor Nu știu, Haaland, Vinicius, Bellingham Care sunt acolo în față fața lui Oreo, dar felicitări lui. Am ajuns deja în 2029, fraților, ne apropiem de 2030. Mbappé este cel mai high rate din echipă, ceea ce mă bucură. Are și 22 de ani, deci mai are puțin până să-și atingă vârsta din realitate. Dar 18 goluri și 6 asisturi nu sunt suficiente pentru francez. Cred că nu poate de Martinez. El, nu știu, probabil e eclipsat de, de Martinez. Hai să vedem, am câștigat! titlu în Italia ceea ce e foarte tare. Câștigăm și Super Cupa. Nu pot să cred. Leverkusen de care am vrut să fugim e în finala Champions League. Noi nici măcar n-am fost în Champions League. Mamă. Am fost în grupă cu Rapid, Gent și Galatasaray Rapidul care se califică pentru conference Noi trecem de Lazio, trecem de Valencia și ne sparge fosta noastră echipă Arsenal Tot nu sunt mulțumit, parcă nu i-am găsit echipa bună lui Mbappé O să mai încercăm, poate mai avem o ofertă sezonul următor mai bună Primesc aceleași oferte frate, Aston, Vina, Wolfsburg, Wolves Nu sunt echipe atât de tari Atalanta bro, Atalanta, n-ai cum. O, oh, Juventus. Ok, hai să mergem la Juventus. Pentru că am văzut că Juventus chiar se duce mereu acolo într-o finală Champions League. Rămânem în Italia, dar sunt curios dacă o să se înțeleagă cu cei de la Juventus pe salariu. Și s-a înțeles, Mbappé pleacă la Juventus, trădează aici Interul și pleacă la o rivală. Acum sunt curios ce echipă mai are Juventus. -ul? Sezonul trecut n-a fost în finala Champions League, dar eu cred că totuși e o echipă bună. Ho, ajungem tot cu Mucoco Să fim aici colegi Cum era să fim la real O, Rodrigo Ugarte, fostul nostru coleg de la PSG Bă, și vezi că echipa n-arată rău Deci chiar au adus pe fiecare poziție câte ceva Uite, la, e și Gavi Este și Vega Rodrigo, Mbappé, Mucoco E o echipă tânără Și foarte multe rezerve, sincer, pe aici Bă, actually, chiar s-ar putea să ajungem din nou Într-o finală de Champions League Așa că, haide să vedem vedem și acest sezon ce va face Mbappé. Ajunge și la finalul lui 2023, fraților, și este momentul să vedem ce a făcut Mbappé. La ultima sa echipă și anume Juventus. Echipa nu arată deloc rău. Mbappé ajunge la 92 overe și are 28 de goluri și 10 asisturi. Și terminăm pe locul 2 în spatele lui Inter. Hai să vedem, luăm Super Cupa. Ok, tare. În Champions League nu suntem. Uh, am văzut că Juventus nici măcar n-a jucat în Champions League, a jucat în Europa League, am trecut de Borussia, trece de Ajax și ne scoate Leeds United, fraților. Deci n-a fost cea mai reușită resimulare pentru Mbappé, totuși a luat Champions League-ul, ceea ce nu are în realitate, a luat Champions League-ul, balonul din păcate nu am reușit să luăm, poate am luat niște decizii proaste cu echipele la care m-am dus, dar ați văzut că nu puteam să mă transfer chiar la orice echipă. Sper că a plăcut episodul, lăsați un like acolo pentru Mbappé. P și scrieți mai jos în comentarii unde credeți că se va duce vara aceasta francezul Eu am fost sinări și v-am pupat Pa, pa!